Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Vom face astăzi împreună plăcinta americană cu dovleac, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru crustă vom avea nevoie de 300 de grame de făină, 150 de grame de unt rece, 3-4 linguri de apă rece, un ou și puțină sare. Iar pentru umplutură vom avea nevoie de 1 kg de dovleac plăcintar tăiat în felii, 200 de grame de zahăr brun, 200 de ml de smântână pentru frișcă, 80 de grame de smântână acră, 3 ouă și o lingurită de scorțișoară. Pentru început, ne vom ocupa de crustă și voi pune făina într-un bol mai mare. Peste ea voi adăuga untul rece, este unt cu 80% grăsime, sarea și voi începe să amestec cu vârful degetelor cât să încorporez untul în făină. Când amestecul are textura pesmetului, putem adăuga oul și îl încorporăm în aluat. Adăugăm apoi câte puțin din apa rece. Și frământăm cât să avem un aluat omogen și destul de moale. Când aluatul arată cam așa, îl scoatem din bol. Îl voi modela într-un disc. Îl voi acoperi cu folie de plastic și îl voi pune la frigider cât timp ne vom ocupa de umplutură. Pentru a găti dovleacul și pentru ca apoi să coacem și plăcinta, voi folosi grătarul electric Tefal OptiGrill Snacking and Baking. Acesta are un senzor automat pentru gătit, timpul de preparare și temperatura sunt reglate automat în funcție de grosimea și numărul de porții așezate pe suprafața de gătit. Indicatorul luminos permite monitorizarea precisă a procesului de gătit, astfel va lumina galben atunci când preparatul este mai puțin gătit sau în sânge, portocaliu când este mediu gătit și roșu când este bine gătit. Cele 6 programe automate de gătit pentru burgeri, pui, sandwich, cârnați, carne roșie, pește și programul pentru alimente congelate asigură rezultate perfecte de fiecare dată. În plus, acesta are și un accesoriu pentru gustări și coacere, care ne permite să coacem, să încălzim, să reîncălzim sau să rumenim diferite preparate datorită modului manual cu cele 4 setări de temperatură. În acest fel, vom putea găti pizza, lasagna, plăcinte sau prăjituri așa cum ne dorim. Pentru a coace dovleacul, voi porni grătarul electric Tefal OptiGrill, voi selecta modul manual, la treapta 2, semnalul luminos portocaliu, apăs tasta OK și aștept ca grătarul să se încălzească. Când grătarul s-a încălzit, putem pune felile de dovleac pe suprafața de gătit și le voi lăsa pentru aproximativ 5 minute sau cât să fie bine gătit dovleacul. Dovleacul este gata, așa că îl pot scoate. Este deja a doua tură, mai am încă 5 felii și am terminat. Este foarte bine gătit. Pun și ultimele felii de dovleac și le voi lăsa și pe acestea să se gătească. După ce am terminat de copt dovleacul, îl voi pasa cu un zdrobitor pentru cartofi ca să-l transform într-un piure. După ce am pasat foarte bine dovleacul, vom adăuga zahărul, îl incorporăm. Puteți folosi și zahăr alb dacă nu vreți să folosiți zahăr brun, dar acesta va da un gust foarte bun preparatului. Voi adăuga și cele 3 ouă, le incorporez și pe ele. La final vom adăuga smântâna pentru frișcă, smântâna acră și scorțișoara și voi amesteca foarte bine totul. Umplutura este gata, așa că o voi lăsa puțin deoparte și ne vom ocupa de aluat. Voi presăra aluatul cu făină pe ambele părți și îl voi întinde încet într-o foaie destul de subțire. După ce am întins foarte bine aluatul, îl voi împături. Îl pun în accesoriul grătarului OptiGrill pentru copt și gustări. Îl așez foarte ușor în tavă. După ce am așezat aluatul foarte bine în accesoriu, cu ajutorul mâinilor, voi îndepărta excesul.
pentru a coace plăcinta, voi scoate placa inferioară a grătarului. În locul ei, voi pune accesoriul cu tot cu aluat și voi adăuga umplutura de dovleac. Închid grătarul, pornesc optigrilul și voi selecta din modul manual treapta 2, adică semnalul luminos galben, apăs tasta OK și voi lăsa plăcinta să se coacă pentru aproximativ 40 de minute sau ca să fie bine închegată. După 40 de minute, plăcinta s-a închegat și este gata. În acest moment, voi scoate accesoriul din grătar, las plăcinta să ajungă la temperatura camerei, apoi o voi pune în frigider pentru cel puțin 4 ore sau cel mai bine peste noapte. Plăcinta cu dovleac a stat peste noapte în frigider, am răsturnat-o apoi pe un tocător, se răstoarnă foarte ușor, pentru că accesorul grătarului electric Tefal OptiGrill Snaking and Baking este antiaderent. Plăcinta arată absolut minunat, umplutura este cremoasă, aluatul este fraged, iar plăcinta este absolut minunată. Sper din suflet să o încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă! La revedere!